Băiatul Nicoletei Grasu vrea să-și întreacă mama la trofee, dar nu la atletism, ci la basket. Ștefan Grasu este campion al României la basket cu Cluj. Ștefan Grasu are 19 ani și a dat atletismul pe basket. Mama sa îl susține și îl ajută la antrenamente. Când sunt acasă și n-am cu cine să mă antrenez, mergeam la sală și o rugam pe mama să vină. Ea vine să-mi recuperez, tata la fel. Băiatul fostei campioane la aruncarea discului îl are ca idol pe Lebron James. Cu Cluj a câștigat titlul, Cupa și Super Cupa. N-am fost în viața mea atât de fericit. Am avut un sentiment de ușurare și de fericire cum n-am simțit niciodată. Ștefan și-a petrecut copilăria pe stadionul de atletism și știe să arunce discul. S-a dus mama la competiție, a fost plecat o lună de zile la Olimpiada în 2008, la Beijing, și n-am văzut o lună de zile, n-am văzut-o prima dată, am pupat televizorul. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.